După un text al renumitei Lucia Verona, în regia lui Ingrid Bonța, piesa Secretul Atomic s-a bucurat la premieră de prezența unui public select. Giurgiuvenii care au ratat prima punere în scenă a spectacolului sunt așteptați așadar miercuri 19 martie de la ora 19 la sala studio a Teatrului Tudor Vianu. Textul original al piesei Secretul Atomic are două personaje, iar ambele sunt bărbați. Lucia Verona a fost până la urmă convinsă de directorul Mircea Maionescu să accepte ca pe scenă unul din personaje să fie jucat de o femeie. Este vorba despre Violeta Teașcă, cea care a mărturisit că textul a reprezentat o provocare imensă și că a fost încercată de teamă. Celălalt rol este jucat de actorul Pavel Bârsan. Secretul Atomic este cea de-a 30-a piesă pusă în scenă la Giurgiu de când este director Mircea Maionescu și a 28-a românească. Un bilet la acest spectacol costă 15 lei și poate fi procurat de la casieria teatrului. Spectacolul s-a bucurat vinerea trecută pe 14 martie de succes la voluntari. Va să luăm loc. Da. S-a poate dori să vă așezăm la biroc? Sigur, n-a reușit acum vă aparține. Cred totuși că este mai bine să discutăm așezați în fotoliu. O femeie frumoasă, o carte bună, o băutură fină și imediat se citește încântarea pe chipul meu. Te-ți emoționată, nu? Da, da, vă înțeleg perfect, e și firesc, e normal, mi se pare logic. Nu, băi, dar e prima oară când deveniți președintă. Ea nu este secretă, înfățișează relațiile internaționale ale statului nostru. Presupun că ați reținut din bibliografia pentru alegeri că relațiile internaționale reprezintă esența prerogativelor prezidențiale. Varianta boliviană se cheamă Cicea și este preparată tot din, este preparată din boabe de porumb, prelucrată tot prin morfăile. Nu vreți o picătură? Nu? Haideți un pahar, vă cam un pic puțin la față și vreau să fiți în formă. Ceea ce vă voi spune nu este ușor de înțeles. Ce s-a întâmplat? Ce vă strâmbați în altă? E foarte tare. Serios? Da. Cum? Păi dar are doar 46 de grade?